vorbesc de un pacient de 84 de ani, ce s-a operat în urmă cu 2 ani, deci la 82 de ani, pacient cu multiple patologii oftalmologice, o cataractă impresionantă, un viciu de refracție și anume un astigmatism hipermetropic pentru care a fost purtător de ochelari toată viața lui și o afecțiune degenerativă conformă cu vârsta și anume degenerescență maculară forma atrofică. Pacientul, fiind un intelectual, suferă atât din cauza cataractei, prin faptul că vederea devine înceață, culorile sunt estompate, cât și de leziunile produse de degenerescența maculară forma atrofică, și anume dificultatea lucrului de aproape. Eu totdeauna am fost ochelarist și am avut acele lentile cilindrice, iar la ochiul drept axul era înclinat cu vreo 10 grade spre stânga. În momentul de față, imaginea pe care o am cu ochiul drept este tot deplasată în raport cu cel din stânga. Nu se suprapun. La 66 ceva de genul ăsta, nu mai aveam lumină. Am făcut cele două operații de cataractă și, pe urmă, am băgat acel telescop. S-a luminat imaginea, nu mai era obturată de... Pacientul este deja operat de cataractă, are implantat un cristalin artificial în sac, un cristalin toric, pentru că el este un pacient astigmat hipermetrop, însă din cauza degenerescenței maculare forme atrofice, aleg să îi pun o lentilă specială de ce îi asigură o magnificație la vederea de aproape, în încercarea de a-i rezolva principala problemă ce este principala tuturor pacienților cu degenerescențe maculare, mai cu seamă în formele atrofice, și anume faptul că nu pot distinge fețe sau nu pot scrie sau citi. Cristalinul este artificial, este ușor mai mare decât un cristalin normal, ce practic are un rol de telescop sau de lupă pentru imaginea de apropiere. El vine într-un device special, îl implantăm cu ajutorul unei substanțe viscoelastice, îi centrăm cu atenție piciorușe ce se vor așeza deasupra sacului, deasupra cristalinului artificial toric. Plantează ca orice cristalin artificial în sulcus prin metoda Wood Assisted. Îl așez cu grijă și cu atenție deasupra, în sulcus, deasupra sacului, fără a leza integritatea zonulară, capsulară și iriană. Fac o iridotomie pentru a preveni eventualele complicații, ulterior inciziile, atât principale cât și cele controlaterale, sunt hidrosuturate. Postoperator, viciul de refracție binocular nu există prin tehnica monovision, acesta putându-se bucura de o vedere foarte bună la distanță fără ochelari și foarte bună la o vedere intermediară și anume la monitor tot fără ochelari. Ochiul dominant și anume ochiul director văzând foarte bine la distanță și cel non-dominant unde are un viciu de refracție restant de aproximativ -0,75 minus o dioptrie sferică îi conferă o vedere bună la vederea intermediară și anume la monitorul calculatorului.